Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vom încerca să descoperim parabolele. Și e interesant că aceste parabole au fost prezentate de Domnul Iisus și au fost adresate către cei care erau, știu, ascultătorii sau auditorul timpului său. Însă aceste parabole sau lecțiile parabolelor transcede timpul și sunt actuale și astăzi. Împreună cu mine, în platoul emisiunii, sunt colegii mei sau prietenii mei de studiu, în care împreună vom încerca să răspundem la aceste întrebări, și profesor de istorie, domnia sa Roman Țabur, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! De asemenea și inginer tehnologiilor informaționale, domnia sa Nicolae Popov, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Domnilor, știți, când vorbim despre parabole, va trebui să răspundem prima întrebare la care a trebuit să fie clarificată: ce este parabolă sau pildă? Bună întrebare! Parabolă, pildă... Deci dacă o să ne uităm și o să încercăm să vedem care este semnificația acestui cuvânt în context biblic, deci este o modalitate prin care Hristos încearcă să fie înțeles oamenilor. Vreau să vă spun că prin prisma activității mele de multe ori apelez la simplificarea mesajului, mai ales dacă vorbim despre copii sau elevi care au o vârstă mai mică și care de multe ori lucrurile care se întâmplă în istorie trebuie să fie simplificate pentru ca ei să le înțeleagă. Dacă ținem cont de acest factor și înțelegem cum expune Hristos lucrurile pe care El le expune în mesajul său, deci este clar că acești oameni care îl ascultau în raport cu Hristos erau niște copii care trebuiau să asculte un mesaj, ulterior să-l transmită mai departe, dar acest mesaj trebuia să fie înțeles de ei. Din această cauză, Hristos folosește parabolele, exemplele care au tangență cu viața cotidiană acestor oameni, cu lucrurile cunoscute de ei și cu lucrurile pe care ei, cu care se ciocneau în fiecare zi. Deci, cu scop didactic, Domnul Iisus folosește pilde sau parabole. Și iată, vă invit de la Evanghelia după Marcu, și evanghelistul include o serie de parabole, și începând cu capitolul 4, la versetul 1, ne vorbește despre o pildă sau despre o parabolă. Care este mesajul transmis de parabola sămânătorului? Interesant că Scriptura spune: Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Și norodul era mult, era numeros. Da. Și erau de diferite tipuri, cu diferite idei, diferite gânduri. Și Domnul Hristos, ca să-i facă să înțeleagă mesajul care vrea El să-l transmită, încearcă să apeleze la lucruri banale care le erau disponibile atunci la vremea dată. Iar semănatul era un lucru absolut banal și firesc pentru fiecare dintre ei. Toți știau cum se pregătește pământul, toți știau că este nevoie de un pământ special și de o sămânță oricare. Și atât Domnul Hristos spune că acești ascultători sau acești primitori ai sămânței erau patru tipuri. Deci El îi reprezintă prin diferite soluri, patru tipuri de soluri. Da. Primul era drumul, unde evident, când nu era nici tehnologie dezvoltată, oamenii dintr-o traistă și aruncau semințele, evident, aruncând, cădeau câteva pe drum, unde veneau păsările și mâncau. Mai cădeau între pietre, unde prindeau câteva rădăcini și repede soarele le pălea și se uscau. Iarăși cădeau între mărăcini, se întâmplă, da? Și erau stupeate de burieni, sau cum le spunem noi, erau înăbușite, da? Și ultimul sol, care era solul prielnic, era unde cade sămânța și aduce rod. Iată, prin acest aspect al semănatului, oamenii înțelegeau foarte ușor ce înseamnă atunci când arunci cuvântul unde nu trebuie.
și el n-a să vină la tine înapoi. Și iată, interesant este faptul că Domnul Hristos oprește discuția doar la această parabolă și nu explică altceva nimic mai mult. Și cei cointeresați, și spune Scriptura că erau ucenicii, dar mai erau și alții pe lângă dânsi. Nu erau doar ucenicii. Da? Și atunci întreabă ce sens? Și evident Domnul Hristos lămurește ceea ce vorbesc. Evident, în momentul în care Iisus prezintă parabola, fiecare din auditoriul care ascultă putea să-și facă, eu știu, interpretările proprii. Da, este o scenă cunoscută, pentru că Iisus zice, împărăția cerurilor se aseamănă cu. Este important. Ar trebui să înțelegem. Deci trebuie să ne pătrundem în înțelesul, în sensul parabolei, pentru ca să răspundem la întrebarea, deci să răspundem la întrebările sau problemele importante, veșnice, de împărăție, atât de mult revenită. Și așa cum ați amintit dumneavoastră, sigur că ucenicii s-au apropiat după și au cerut interpretarea, sensul căruia Domnul Iisus Hristos a introdus sau a băgat semnificația. Au cerut interpretarea pentru ca să nu greșească în înțelegerea lucrurilor foarte importante. Ce i-a impresionat pe ucenici în interpretarea acestei parabole despre sămânare? Până mergem mai departe să vedem ce e impresionat, vreau să accentuez o chestie importantă. Da, ei vin întreabă, dar Hristos, înainte de a le răspunde, le spune, nu înțelegeți pilda? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Și Hristos îi atenționează să se concentreze în încercarea de a înțelege simbolurile pe care dorește el să le aducă, să le expună. Eu văd aici o încercare a lui Hristos de a aduce cât mai aproape de modul de gândire și interpretare pe care îl folosea el pentru a expune gândurile, ideile sale. Și atunci, pentru asta era nevoie de o frământare mai mare, de o concentrare mai mare pentru a înțelege. Și el, după aceste întrebări, începe să dezvolte subiectul semnificației acestor pilde, da? Și spune mai departe despre ce simbolizează drumul, ce simbolizează păsările care au venit și au ciugulit toate semințele de pe drum, da? Comparând aceste păsări cu diavolul care vine și încearcă să blocheze procesul ăsta de înțelegere a Cuvântului Dumnezeu. Simbolul mărăcinilor, a drumului stâncos, a solului stâncos, unde este foarte greu ca sămânța să... și, într-un final, a pământului fertil. Așa este, sau aceasta este, acestea sunt etapele pe care el încearcă să le expună în încercarea de a explica. Eu, după cum înțeleg personal, am impresia că parabola asta era una dintre starturile pe care încerca Hristos să îndemne pe ucenici să-și dea seama că ei vor trebui să semene. Pentru că acest semănat nu înseamnă altceva decât o predicare a Evangheliei pe viitor. Și iată, după ridicarea la cerul Hristos, se trebuia să facă lucrul ăsta. Și Hristos încerca deja să se pregătească. Nu are importanță ce fel de sol tu ai nimerit. Este important că tu trebuie să semeni. Este important că eu trebuie să merg să predic, trebuie să învăț oamenii, da? Nu are importanță că oamenii se vor împotrivi, mă vor prigoni și mai departe, da? Cum s-a întâmplat în istorie. Acum, ajungem la o întrebare interesantă, care putem și să discutăm. Dacă sunt oameni pietre, da? Sunt oameni mărăcini, sunt oameni... Deci tipurile de sol. Da, de tipurile astea de sol, da? Oameni aceștia. Ei vor rămâne așa sau este posibil ca ei să fie transformați? Iată, asta este o întrebare foarte crucială pentru oameni, pentru că unii dintre noi vom zice, eu sunt piatră,
Pe mine nu mă atingeți, da? Eu pe mine nu crește nimic, nu mai semănați geaba, da? Nu mai veniți la mine, nu mai bați la poartă. Mai știți, da? Răspunsul de genul ăsta. Poate oare o piatră de ceasă să devină sau fertil? Asta este o întrebare destul de bună pentru noi. Aici, mai departe, dacă o să ne uităm, o să vedem că Hristos nu stabilește un viitor clar pentru tine, tu ești stâncă. Da, deci nu spune că, uite, exact, tu ești așa cum ești, Dumnezeu te-a creat așa cum te-a creat, înseamnă că tu... Și ești justificat. Ești justificat, nu, pentru că atunci nu mai are rost toate lucrurile pe care le face Hristos. Jertfa adusă de El este... Deci nu vorbim de predestinare, mă refer acum absolută, da? Deci Dumnezeu te-a făcut așa și nu mai este nevoie. În cazul când vorbim și ceea ce ați amintit, solurile, orice sol poate deveni sol bun. Mă refer sol incorrect sau nebun. Pentru că drumurile pe atunci nu erau asfaltate, ci putea drumul să fie arat, era pământ, pur și simplu bătătorii de cărări și devenea un sol bun. Pietre, deci stâncul, deci unde sunt multe pietre. Pur și simplu din lătura pietrele. Destelenit, sigur și că da. De arat și atât. Și mărăcinile dat foc. Și mărăcinile la fel înlăturate și deja pământ bun. Fertil. Și cine, cui, responsabilitatea cui este să înlăture mărăcinile, care de fapt sunt bogățiile, dacă le interpretăm așa cum le prezintă Iisus. Grijile, bogățiile, cercările, da. Peste puțin le dau la o parte și devin un sol bun. Și în mine va crește această sămânță care este împărăția lui Dumnezeu, care a căzut în mine și ea crește în mine. Ce de rot! Asta este important. Amin. Și stânca, deci emoțiile și imediat primesc, imediat uit, nu, trebuie să fiu stabil, nu trebuie să mă vânture, ci trebuie să fiu. Și pământ. Deci să nu permit cuiva ca să-mi fure ocazia și posibilitatea la salvare. Mi se pare mie că cel mai mare parte din societate, și asta prezintă Iisus, de tipurile de soluri, sunt și astăzi actuale. Predor, da. Poate. Ce spuneți? 100%. Cum vi se pare, care sol este mai este predominant? Este din trei tipuri. Primele trei. Da. Adică toate. Da. De altfel, și noi astăzi avem aceeași menire, probabil, pe care o aveau și ucenicii. Da. Cunoscând, trebuie să spunem și altora. Nu întâmplător stăm aici, în acest platou, și discutăm despre aceste lucruri. Evident, dacă vorbim despre, griji pe care vin și astăzi sunt actuale și grijă de a-ți stabili, de a-ți forma un statut social și material și nu mai ai timp de împărăția lui Dumnezeu, nu mai ai timp ca să fii salvat, nici nu dovedești să te gândești, cineva îmi spune. De lucrurile veșnice. Și este greșit, ar trebui să zici stop. Și cei care sunt un sol de piatră, cei care o iau, deci oameni care mereu caută un hedonism, repede. Ah, m-a impresionat, ah, ce interesant, am trecut scrollul, am trecut pagina, gata, am uitat. Da, am trecut efectul. Trebuie să mai fie niște impresii, niște emoții încă. Și sigur că cel mai lucru important, solul care este indiferent, domnule, vine peste tine, tu sceptici de ăștia cinici. Nu, că la ziua de asta cinismul este chiar promovat, ca să nu fii deranjat. Pentru sănătatea ta psihică și emoțională este nevoie să fii cinic. Când ești cinic, domnule, n-ai nicio treabă. Dar problema este că prin cinismul dat, tu ai pierdut, sau diavolul face așa ca să-ți fure posibilitatea, te deposedezi tu singur de ocazie de a fi salvat. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Sigur, și 100%. Este important ceea ce vorbim. Ce interesant că tot Marcu prezintă niște obiecții care au venit la Iisus din partea unor oameni. Mm-hmm. Dom'le, de ce vorbești în pilde?
De ce utilizezi tu pildele sau parabolele? Nu poți să vorbești direct? De ce? Probabil că aceeași întrebare și astăzi este actuală. Doamne, de ce nu apari tu pe norii cerului cu așa o imagine și să le vorbești, să pui, știi, un rupor și să le anunți la toți? De ce tot le vorbești prin imagini, prin, eu știu, cuvinte, prin Biblie, prin oameni, dar nu vorbești direct așa ca să ia pe toți teama și așa mai departe. Da. De ce voi Iisus vorbea prin pilde? Și care a fost răspunsul? Cum dumneavoastră explicați lucrul acesta? În meseria mea care o am, în momentele când eram la studii, da, mai încercau alții să mă întrebi, dar vreau și eu să intru în IT și mai departe, dar hai, uite, învață. Lucrurile sunt abstracte, virtuale și foarte greu de înțeles. Și când noi spunem că, uite, vreau să fac un produs, păi ce produs? Produs e ceva care ție mână, dar cum să ai tu ceva care nici stick n-ar nevoie, da? Eu stau undeva în cloud. Cum să înțelegi lucrul ăsta? Și m-au ajutat foarte mult exemple din viață. Când ai o problemă care trebuie rezolvată, da, sau vrei să faci un produs oricare, pe baza exemplelor din viață, sau chiar și ceea ce învățăm noi, limbajele acestea de programare, dar toate sunt împărțite pe exemple din viață, ca să fie ușor de înțeles, ușor de învățat. Acum, imaginați-vă să nu a fi avut exemple. Era să fie foarte complex, foarte complicat să înțelegi ceva. Iată, Statele Unite există o practică la nivel de judecată, da? Când deja a fost un exemplu, s-a întâmplat un caz și a fost cumva rezolvat. Iată, următoare, cam așa se vor rezolva toate, da? Pentru că există e deja un precedent, există un exemplu, da? Și iată, de multe ori am avut impresia, înainte de a descoperi și Scriptura, să o iau în mâini, să o citesc, am avut impresia că Domnul Hristos mai mult mă încurca cu pildele și parabole, dacă așa se transmitea mesajul. Parabole complicate, nu știu ce. Păi nu, parabole sunt, sau pildele, au ca scop să mă ajute să înțeleg lucrurile cerești mai simplu, utilizând lucruri la nivelul meu. Iată, asta și era scopul Domnului Iisus, să ne transmit mesajul simplu. Eu atunci când, iată, încerc să răspund la această întrebare, de multe ori îmi vine în minte școlile filosofice grecești. Mm-hmm. Acolo unde nu oricine putea să vină. În școlile filosofice grecești, ca să ajungi, trebuia să plătești o sumă foarte mare de bani. În condițiile acestea, absolut toți cei care studiau la aceste școli erau oameni din familii înstărite. Și desigur că oameni care pe tot parcursul vieții treceau prin toate etapele de pregătire. Iar atunci când dădeai o întrebare cu caracter existențialist, desigur că ei aveau răspunsuri care nu erau necesare să fie aduse exemple din viață. Foarte important de menționat cui se adresează Hristos. El nu se adresează unor reprezentanți a unor școli filosofice. Nu se adresează, nici măcar nu se adresează, da, îl auzeau cei care erau din elita societății iudaice, dar el se adresează în primul rând oamenilor care nu aveau studii și de suficient să vedem ce fel de studii aveau, spre exemplu, ucenicii. Și o să vedem că este undeva logic să explice anumite lucruri prin intermediul exemplelor din viață. Și asta este, de fapt, scopul. Pentru că nu era important mesajul în sine, era important mesajul înțeles de oameni. Pentru asta este folosit sau sunt folosite aceste parabole. Evident că răspunsul Domnului Iisus a fost mult mai profund, pentru că el încearcă să explice lucrurile cerești. Cine din voi le cunoaște? Cine a fost acolo, cine a stat de vorbă cu Dumnezeu, cine cunoaște realitățile dincolo de ceea ce tu le cunoști la ziua de astăzi din experiența ta. Cine le cunoaște? Cine le-a văzut? Păi nimeni. Și iată, misiunea Domnului Iisus este ca să realitățile
cerești. Noi la ziua de astăzi le numim spirituale, eu știu, o altă dimensiune, să ia aceste realități și să le prezinte. Dar prin ce? Prin ceea ce cunoaște omul din experiența sa. Prin asociările pe care le cunoaște și care, din care poate să tragă concluzia. Parabola, funcțiunea parabolei este, de fapt, morala, lecția. Ca să înțeleagă lecția, este nevoie să cunoască lucrurile, dar realitățile, dar prin ce? Prin ceea ce cunoaște el. De exemplu, cineva spunea, imaginați-vă că ar cere cineva să inventăm ceva nou. Orice. De exemplu, o plantă. Dar din nou, care n-a existat și nu există. Uite, ceva nou inventează. Păi, m-am pomenit pentru faptul că nu voi inventa nimic, nimic nou din ceea ce, de fapt, nu mai cunosc. Am văzut. Le asocie, le combin, le fac, le dreg, dar până la urmă nu există. Adică și geniul lui Dumnezeu este că creează lucrurile din nimic, iar acum lucrurile care depășesc cunoștințele mele ni le oferă, dar prin ceea ce eu le cunosc. De ce lecțiile la ziua de astăzi, de ce Dumnezeu nu apare pe cer, nu face, eu știu, nu știu ce pe acolo, pentru că noi avem destule informații. Avem destule exemple și parabole și la un moment dat chiar istoriile vieților noastre, viața noastră poate fi o parabolă. Da. Poate fi un exemplu. Evident că Iisus vorbește despre lumină și îi responsabilizează pe oameni. Și tot în Marcu, în capitolul 4, aduc aminte, este la versetul 21. El zice, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sveșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi și la, nu va ieși la lumină. Prezintă despre, știu, parabolă sau un exemplu despre lumină. Care este lecțiile sau care este a fost lecția pe care Domnul Iisus prezintă vis-a-vis de folosirea acestui exemplu sau parabolă legate de lumină. Aici este clar că lumina simbolizează mesajul lui Hristos și este și baniță. Și în strânsă legătură cu mesajul din precedentul text, da, legat de sămânță, da, care tot simbolizează mesajul lui Hristos. Așa. Și aici el face o paralelă, așa cum lumina trebuie să stea undeva sus, să răspândească razele sale, mesajul său, deci în așa mod încât fiecare să aibă acces la această lumină. Și apoi departe, dacă el nu acceptă, el nu dorește să o primească, asta este problema lui. Dar el face o paralelă cu lumina, iarăși apelează la aceeași metodă. Fiecare acasă avea câte o candelă, fiecare acasă probabil avea un pat, avea o baniță care îi făcea mai ușor posibilitatea aceasta să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu. Ce simbolizează lumina și ce simbolizează banița și ascunderea luminii sub baniță? Lumina este o ce candele. Înțelegeau contemporanii Domnului Iisus? Cuvântul tău este o candele pentru picioarele mele. Mm-hmm. Da? Deci lumina simbolizează însuși cuvântul Dumnezeu. Acum, lumina are efect atunci când ea este reflectată. Mm-hmm. Ea nu are efect atunci când ea stă într-un cea unde stă întunecos, cu fundingină, da? Atunci nici nu se vede, cu toate că este lumina. Ea are efect când ea reflectă. Într-o zi la noi acasă a fost deconectată energia electrică noapte. Și ne-am trezit că n-avem lumânare, n-avem... Tot nici lumânare nu este. Nu vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat atunci când s-a deconecta, când trăiam la cămin. Era un viceu comun la toți. Da? Acum, interesant lucru este faptul că
când se aprinde lumina, lucrurile se văd. Când este noapte, lucrurile nu se văd. Și nu degeaba spune Scriptura că noaptea este puterea întunericului. Pe timp de noapte se întâmplă niște lucruri care nu s-ar fi întâmplat la lumină. Și atât lumina are scop ca să le arăte, să le reflecte, înțelegeți? Deci când bate lumina asupra ei, ele se văd. Și dacă această lumină, ea nu mai este și e pusă sub pat, lucrurile cele rele se vor întâmpla așa cum s-au mai întâmplat, dar ele nu se mai văd. Și atunci lumea le pare că este totul obișnuit, totul normal. Și asta este problema, care Domnul Hristos spune, voi nu trebuie să vă ascundeți sau să tăceți, sau să țineți ascuns cuvântul lui Dumnezeu și nu spuneți oamenilor că ăla este păcat. Sau și altă nu faci corect, da? Lumina trebuie să reflecte ceva, trebuie să arăte unde este problema. Și asta era și sensul care noi îl avem și ucenicii atunci, în momentul de față, îl aveam, rolul lor. Ei trebuia să vorbească ca să reflecte adevărul, ca să reflecte faptele întunecoase, să fie scoase la lumină, pentru că versetul mai departe spune așa, căci nimic nu este ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Cine va ieși la lumină? Faptele rele. Ele trebuie să iasă la lumină, ca ele să se înceteze. Asta era și scopul. Deci cuvântul Dumnezeu trebuie să reflecte asupra lucrurilor rele, ca ele să înceteze. Iată, asta este misiunea noastră și a celor ce erau atunci. Deci, care este utilitatea luminii? Să prezinte realitățile obiective. Nu? Obiectiv da, se prezintă da, realitățile. Da. Fără lumină nu vedem absolut nimic. Nu înțelegem nici, nu putem să orientăm nici în spațiu, nici să evaluăm lucrurile care ne înconjoară. Evident, pentru că în întuneric toate sunt întunecate. Da. Și doar lumina le deface deosebirea. Doar ea le dă contur. Nu știi pe ce calci, pe ce pierzi. Da, exact. Și când Iisus zice despre lumină, de fapt el spune, Dumne, tu ai luat, ai auzit lumina, ai auzit realitatea, tu ai prezentat, uite, acest dar al luminii, îl utilizezi tu în viața ta pentru tine personal? Îl utilizezi? Îți este de folos? Sau tu l-ascunzi? Și banalitatea, în asta și constă, și el zice, cine din voi ascunde lumina sub baieță sau sub pat? Da. Nimeni. Dar voi faceți lucrul ăsta din punct de vedere duhovnicesc sau realităților împărăției lui Dumnezeu sau a salvării. Adică eu am auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar mă fac cam apă în gură. Și aici mai este un mesaj inclusiv către poporul evreu, care avea și are, din păcate, și astăzi, impresia unui popor ales, deosebit de celelalte popoare. De. Și atât el spune că mesajul pe care voi l-ați primit, da, în calitate de popor ales pentru a răspândi mai departe, nu trebuie să-l ascundeți și să spuneți că asta este numai mesajul vostru. Este un mesaj care trebuie să fie răspândit. Nu trebuie să-l ascundeți. Pentru că asta nu face parte din planul lui Dumnezeu. Evident. Deci, prietenii noștri care ne ascultă, dacă au aflat realitățile sau adevărul și nu-l utilizează, nu-l aplică, e ca și cum este omul care pune lumina sub băneț. Da. Nu va fi de folos. Nu va fi util pentru tine. Da. Și evident că omul care este luminat, care este folosit, de care folosește, el se deosebește. Și chiar este și o vorbă în mijlocul poporului nostru, da? Unde se zice, bă, ăsta e luminat. Are minte luminată. Are suflet luminat. Are față ce strălucește, luminată, radiază. De ce? Pentru că este, nu ai cum să ascunzi această lumină în interior. Dar dacă nu o utilizezi, seamănă, iată, la o banalitate pe care o prezintă Domnul Iisus. Interesant că în continuare, versetul 26, Iisus zice despre sămânță. Sămânță de grâu, da, și o sămânță de muștar. Care este sensul acestor două exemplificări aduse? Da, aici vedem poate mai multe idei, da? Probabil cea mai vizibil este ce e efectul de creștere sau de mulțire. Da? Deci pe cum sămânța de muștar este atât de mică,
Eu personal n-am văzut niciuna, dar am înțeles că e foarte mic. Undeva, zice, lecția pe care noi studiem, 700 de unități de semințe. La de ce gram, s-ar fi da. Într-un gram, da? Nu-mi imaginez cum. Picând o sămânță de aceasta, dintr-o sămânță de aceasta, ar crește o dita mai plantă mai mare de 3 metri. Vă dați seama ce diferență. Da, spune în care și păsările poate să-și facă. În care și păsările să-și facă cuibă, da, da. Și grâul, da? Atunci oamenii seamănă o sămânță de grâu, iar nu mai zic din zilele noastre, cât s-a mulțit deja grâul. Că, da, deci la o sămânță de grâu ar crește undeva de 100 de ori mai mult sau de cât ar crește. Da? Și atunci lumea strânge dintr-un sac, o strâns o tonă sau ceva de genul acesta. Da? Deci efectul de mulțire. Acum întrebarea ar fi, ce simbolizează acest efect de mulțire? Da? Care sămânța asta care trebuie să mulțească? Deci diferența dintre volumuri, nu? Da. Înțelegem noi. Deci o sămânță care este mică și la un moment dat oferă cu totul alt volum. Da. La ce se aseamnă și el? Adică, care e lecția? Care e aplicarea? Da, aici dacă vorbim despre sămânță, el spune că omul nu poate să observe, să vadă cum crește această sămânță, pentru că ea crește în continuu. Crește și noaptea, crește și ziua. Omul poate să-și dea seama deja de efectele acestei semințe în momentul în care vine secerișul. Și atât în momentul în care vine secerișul, el își dă seama despre importanța, efectul Cuvântului Dumnezeu în inima fiecăruia, unde ajunge ea. Dacă vorbim despre semința de muștar, iarăși se face referire la faptul că cât de puțin nu ar asculta, nu ar auzi omul despre mesajul lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu, el are capacitatea să crească într-atât de mare în inima unui om, încât la un moment dat să-l schimbe radical. O semință și o plantă de 3 metri. Păi nici nu ține minte să o asemui cumva. Da, pentru că nu e mini plantă, plântuță. Nici nu seamănă plântuță la un plantă, ci doar o sămânță, o măglie acolo, micuță. Și nici plantă la plantă nu seamănă. Trebuie să te... Și semințele parcă seamănă toate una la alta. Bine, mai au niște forme diferite. Dar cu toate acestea, este uimitor lucrul acesta. Este evident. Am putea găsi două, cel puțin îmi vine în minte acum, două aspecte. Primul este cum sămânța de grâu, da? Sămânța de grâu, cum ea se mulțește, exact așa și cuvântul Dumnezeu pentru oameni. Predicat la cineva, la un om, acela entuziast merge la altul, la un vecin, la o rudă și uite așa se mulțește, la unul, la altul, da? Și acolo crește o biserică. Sămânța de muștar. Eu am venit în biserică cu o mică cunoștință despre cuvântul Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să rămân la acel nivel, da? Da. Sau odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum era vorba aceea, da? Trebuie în fiecare zi să adaug la aceasta. Și iată, peste timp, ea va crește atât de mare încât nu îți dai seama cum a început, da? De la minuscul ajuns la fenomen. Evident, da. De fapt, atunci când te gândești la astfel de diferență de volum și de formă, un grăunte, și care crește din această o plantă de 3 metri, ea se multiplică. Păi cum se face? Din ce se multiplică? Gândind la aceasta, eu înțeleg că este o minune. Exact. E minune. E un lucru care se face fără ca să dea explicații. Da, explicație științifică. Înțelegeți că de fapt... De ce? Pentru că observă fenomenul. Metoda științifică. Și o mai seamănă una? Da. Dar imaginați-vă dacă n-ar fi fost un lucru obișnuit și tu pui și crește, tu nu știi cum să explici. Exact. Da. Nu știi cum să explici. Cum un grâu se multiplică la 100. Da. Nu, și același grâu este uimitor, este minune. Minunea pe care a oferit-o Dumnezeu, pe care se întâmplă în ochii noștri. Da,
pentru aceasta este nevoie de timp. Da. Că noi ne-am deprins cu minune, știți cum e? Acum. Exact. Da, acum da, și aici. Da. La producători autohtoni au apărut pepene sau harbus, cum mai spun alții, da? Pepene roșu, da? Și am cumpărat și am adus acasă și am gustat cu familia și spun, uite măi soție, zic, uite, cum tot din pământul ăsta care pui limba și gustă pământul copiii tăi, ce are dulceață, uite, iese dulceață, ca cum? Dacă nu-i minune al Dumnezeu, asta zic că e mare lucru. Minune! Și asta e treaba, că nu se explică. Nu poate nici savanți încearcă cumva să explice, dar nu explici. Cum se întâmplă ca tu să beneficiezi de salvare? În momentul în care tu accepți, doar accepți acel cuvânt, acea realitate și ea în ființă umană atât de mult îl schimbă pe om, îl schimbă și îl pregătește pentru cu totul altă lume. Și lucrul acesta se întâmplă, poate fi explicat doar printr-o minune. Cum un om care nu acceptă și la un moment dat este altul. Sunt doi oameni diferiți. Mulțumim mult pentru că ați fost împreună cu noi. Evident că sunt multe încă lecții pe care putem să le identificăm și rămâne încă să aplicăm ceea ce noi am luat. Așa este. Da. Scump prieten, dacă doriți să se facă o minune în viețile voastre, să se facă minune cu dumneavoastră, va trebui să acceptați cuvântul lui Dumnezeu. El oferă această minune și poate să o facă în viețile voastre. Dacă v-a plăcut acest material, dați-ne o reacție și sigur că încercați să o împărtășiți. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.